venim într-o săptămână de 3 ori. Problemele nu le am, dar am trecut prin ele. Locuiesc pe unde pot, pentru că asta mi-este situația de aici, motivul care m-a pus și aici. Zilnic primim liste centralizate de la Kaufland, materii prime ce urmează să intre în ultimele zile de termen de valabilitate și în funcție de aceste liste ne pregătim meniul pentru următoarea zi. Ne bucurăm foarte mult cu acest proiect Cantina Socială. Avem ocazia să combatem risipa alimentară și în același timp să ajutăm oamenii care chiar au nevoie de o masă caldă pe zi. Îmi plac și ciorbele, îmi place și felul doi. Da, sunt mulțumit, o mâncare bună. Nu, David, îi place grișul cu lapte. Până acum, în 9 luni de zile, nu am repetat 2 zile la rând aceeași mâncare niciodată. Am gătit de la sarmale până la chili con carne. Povestea a început acum 10 ani de zile, când am început cu un ceai și un sandwich cald, iar acum oferim mâncare, persoane fără adăpost și familiile defavorizate. De când am lansat Cantina Socială în februarie 2021, am oferit până acum peste 100.000 de porții de mâncare și am salvat astfel peste 50 de tone de alimente.